Bună seara, eu sunt Ovidiu Blidar, e luni, ora 19 și o să petrecem următoarea oră împreună la Pulsul Imobiliar de la Sud-Vest TV. Îl avem în această seară invitat alături de noi pe domnul Vlad Bura. Bună seara, Vlad! Bună seara noastră și tuturor! Mulțumesc că ai dat curs invitației noastre. Domnul Bura este dezvoltator imobiliar în partea de nord a orașului. O să discutăm în această seară un pic despre perspectiva lui asupra pieței imobiliare, perspectiva unui dezvoltator. O să vreau în prima fază, Vlad, să ne spui cum ai început. Bun, în primul rând, dacă îmi permiți, o să vorbim puțin în termenul ăsta de dezvoltator, care, din păcate, a devenit un termen ori peiorativ, folosit în sens peiorativ, ori, să zicem, într-un sens negativ, pentru că toți dezvoltatorii sunt văzuți de construiești. Piață. Da, să zicem antreprenori. Antreprenor. Sau construim împreună cu echipe diverse imobile în Dumbrăvița. De început am început prin 2007, în momentul când am cumpărat un teren și mi-am dorit să-mi fac o casă și să-mi întemeiez o familie. La respectivul moment am fost la un arhitect, ne-a făcut o casă destul de mare. După ce am studiat respectiva variantă, am zis, domnule, hai că mai vedem, mai găsim, e prea mare, parcă totuși sunt prea mulți metri pătrați. Așa era trendul atunci, dacă puteai, trebuia să-ți faci o casă cât mai mare, cât mai... Fără să ții cont puternic, cât te costă întreținerea sau... Și de ceea ce ai nevoie, până la urmă. În momentul de față pot spune că dacă mi-aș mai face o casă, mi-aș face strict doar ceea ce am nevoie, nu aș face o casă foarte mare. În fine, a venit o ofertă de la o familie de prieteni, Aurelian Mărgineanu și Gloria Manto. Ei ne-au propus să construiască o casă, respectiv un duplex pe terenul acela, iar noi să urmeze doar să o finisăm pe interior. Soția s-a ocupat mai mult atunci de finisaje, eu fiind avocat am fost plecat foarte mult timp la Constanța într-un proiect. În fine, ne-a plăcut, ne-a mutat, la care un prieten a venit la noi acasă și a spus, domnule, îmi caut casă în Dumbrăvița, ce facem? Știți ceva? Și am zis, domnule, hai că o vindem noi. Și în momentul acela am vândut casa și a început să se învârtă bulgările, a urmat casa noastră. După aceea, ca orice român care încerca, eu știu, să-și asigure într-un fel viitorul, am cumpărat două terenuri în Dumbrăvița. A venit criza. În momentul când a venit criza, am zis, domnule, de la 50.000 de euro cât a costat terenul, a ajuns la 15.000 și am zis că e momentul să scoatem cumva banii din respectivul teren. Nu există altă variantă decât să construim. A urmat o casă, două case, casa alor mei, un duplex, două duplexuri și am ajuns în momentul în care nu mai puteam să lucrăm pe persoană fizică, având, eu știu, sau fiind în situația în care deveneam plătitor de TVA. Deja aveați volum și atunci nu mai renta să lucrezi? Exact. Eu am terminat proiectul de la Constanța ca și avocat și am avut de ales între a mă întoarce la lucru sau a continua să construim. Am ales calea gândindu-mă că va fi mult mai multă libertate, nu va mai fi așa multă presiune, am ales să construiesc. Viața mi-a arătat că nu a fost așa. Acum lucrez, am privilegiul de a lucra și 14 ore pe zi. E o nebunie totală, dar pot spune că îmi face plăcere și fac cu drag ceea ce fac. Sunt convins și se vede. Se vede pe proiectele pe care le dezvoltați că îți place ce faci și că pui suflet în ce faci. Vreau să ne spui ce proiecte ai în derulare, ce urmează să finalizezi. În momentul de față avem undeva la 4 blocuri. Noi suntem o firmă care construiește proiecte mici, adică blocuri cu 7 apartamente, cu 6 apartamente. Avem în momentul de față undeva la 4 blocuri în derulare. O să mai începem încă 2. Pot spune că ultima perioadă am reușit să creștem, să ne dezvoltăm destul de bine și avem, eu știu, avem principiul ăsta de a ne implica total în proiectele noastre, de a reuși să le terminăm final și să le vindem în paralel, să construim cu aceiași bani cu care vindem mai departe. Deci
am preferat să nu scoatem foarte multe dividende sau să nu cheltuim foarte mult pentru noi, ci ca să vă fie mult ușor să vă dezvoltați. Să investim, exact, pentru că din punctul meu de vedere e foarte important să câștigi din volum și nu din anumite lucrări din gen bumuri. Un tun sau exact, ceva de genul ăsta, ci din volum. Cred că din volum e cel mai ok să câștigi. Așa. Zi-mi ca și modele, două, trei camere, o cameră, ce cu o cameră nu avem niciun model cu o cameră. Deci noi în principiu am făcut case înșiruite. Avem un triplex, avem blocuri, cum am spus, bloculețe mici. În principal ne axăm pe două și trei camere. De ce facem treaba asta? În principiu, cei mai mulți oameni care doresc să se mute și acceptă să se mute în zone noi, trebuie să precizez că noi construim doar în Dumbrăvița, sunt tineri. Preferăm să... Ar vedea că și proiectele voastre au venit așa cu un aer tineresc și cu o abordare nouă, inclusiv ca și arhitectură. Da, după cum ați văzut, noi lucrăm cu același arhitect de vreo 6-7 ani. Avem aceeași firmă de arhitectură, de care, sincer, sunt mulțumit. Sunt niște băieți tineri, niște băieți implicați, care își doresc să dea clienților foarte mult. Ne modelăm unii după alții, pentru că și ei, la un moment dat, își doresc Clar. Să facă niște construcții care sunt foarte greu de făcut și după aia foarte greu de vândut. Dar reușim să găsim un balans și cred că ei aduc un aer foarte modern Dumbrăviței prin construcțiile pe care le proiectează. Și mie mi-au plăcut, ți-am zis, mi-au plăcut foarte mult ca și arhitectură, culori. Cum, în momentul în care te gândești să dezvolți ceva, nu știu, cum alegi modelele de apartamente pe care le dezvolți? Te consulți cu agenții imobiliare, funcție de cererea care ai avut-o pentru apartamentele vechi? Care e modalitatea în care... Cred că e vorba și de un flair anumit, adică trebuie să simți puțin și piața și trebuie să ți se fi întâmplat câteva lucruri. Am avut oameni cu care am vorbit, cu care m-am sfătuit mereu, dar pot spune că eu plec foarte simplu, de la teren se pleacă tot timpul, da? Deci, Dumbrăvița te obligă să ai două locuri de parcare. Societatea noastră execută mereu cele două locuri de parcare care Dumbrăvița te obligă să le faci și de acolo trebuie practic să pleci. Deci, tu îți faci parcajele, da? După care vezi câte parcaje ai rezultate pe parcelă, împarți la doi și uite așa ai numărul de unități. Din acel moment e clar că predominant. Eu personal îmi doresc să vând două camere, pentru că se vând cel mai ușor, deci apartamentul volumul camere, de exact, e mai mare, chiar dacă nu ai sumele care sunt la trei camere, dar în schimb volumul, rapiditatea lui îți dă valoare. Are logică din prisma faptului că două camere în general sunt mai mici un pic ca și suprafață, automat și ca și preț. Și scăzând prețul, crești numărul potențialilor. Da, clienți. Da, asta este și logica. Cred că dacă la două camere din 100%, eu știu, la două camere ai vreo 75% din clienți, iar 25% de-abia merg spre trei camere. Tocmai cam asta în principiu încercăm să fie și să spunem ponderea într-un imobil de-al nostru. Pomeneai de teren. În momentul în care vrei să achiziționezi un teren, te interesează să achiziționezi terenuri cu utilități? Preferi să te ocupi tu de partea asta, să aduci deci, utilitățile terenurilor pe care construiești? Aici e o situație foarte simplă. În momentul când îți achiziționezi un teren cu utilități și un teren, să zicem, într-o zonă foarte bună, trebuie să fii dispus să plătești un preț foarte mare, respectiv după aceea să ai cui să vinzi respectivul imobil. Deci e clar că în momentul respectiv crește prețul apartamentului față de beneficiarul final. Noi am preferat tot timpul să ne luăm în zone, să zicem, defavorizate, adică în zone noi, în zone virgine și să le ridicăm. Cred că așa poți să-ți pui în valoare și arhitectura pe care până la urmă o aduci, lucrările pe care le faci
Și dacă plătești un ban mai puțin pe teren, Poți reușești să-ți... să-ți introduci tu toate utilitățile, ți le aduci tu. Și poți să ții sub control cumva prețul final al Da, apartamentului da. pentru că nu te urcă Pot spune că cu până în costul momentul terenului. de față avem undeva peste 100.000 de euro investiți în utilități și drumuri, în Dumbrăvița, bani pe care nu o să-i mai vedem niciodată. Dar sunt terenuri pe care le-am cumpărat la un preț mai bun, adică la un preț mic, și am ridicat noi respectivele zone, inclusiv ca și infrastructură rutieră, să spunem. Da, bun, pietruit, nu mai Nu mult, asta, pentru că nu nu asta. ne putem permite și așa, eu știu, cu ajutorul primăriei reușești să faci respectivele pietruiri, dar totul costă și după aia ridică prețul din nou al apartamentelor. E greu să găsești forță de muncă în ziua de azi. Sunt foarte mulți care construiesc și se plâng că nu găsesc forță de muncă. Da, vă spun că s-a simțit în momentul de față, pot spune că să plecăm din start de la faptul, de la premisa, au crescut foarte mult prețurile la manoperă, da? Deci manopera a crescut mult, deoarece oamenii, respectiv muncitorii, sunt plătiți mai bine decât înainte. Asta, din punctul meu de vedere, e un lucru pozitiv, adică e un lucru normal, pentru că și noi trebuie să începem să ne respectăm oamenii și să-i plătim pentru munca pe care o fac. Sunt foarte mulți oameni care au plecat afară, mulți meseriași sunt afară. Părea mea, cel puțin jumate din meseriașii care sunt în România sunt plecați afară, adică care au fost în România înainte sunt plecați afară. Asta lasă o gaură foarte mare, pentru că se construiește enorm în România, în zona asta de țară mai ales. Și e clar că trebuie să te comporți altfel cu omul ca el să rămână să lucreze. Norocul Sunt nostru. mult mai bine plătiți dincolo. Cumva e normal, toată lumea pleacă la mai bine. Da, este, dar vă spun că cel puțin noi lucrăm cu o firmă de 7 ani, o firmă a unui om care ne-a devenit prieten între Prieten, timp, 7 ani. da, și a reușit să-și țină nucleul important de oameni, și faptul că îi plătește mereu, că îi respectă, a reușit să-și țină nucleul și să mențină până la urmă calitatea execuției finale, ceea ce ne Și asta interesează cel mai vreau mult. să te întreb. Mi-ai zis că sunt mai bine plătiți. Sunt și mai bine calificați? Sunt Din păcate, mai specializați? cred că suferim foarte mult noi ca și țară la ceea ce înseamnă specializări și atestate și chestii de genul ăsta. Noi le facem băbește pe șantier și învățând, astăzi stricăm un perete, mâine îl facem pe altul bine, dar pot spune că am văzut progrese foarte mari la oameni în șantiere, inclusiv la o trupă de maramureșeni cu care mai lucrăm, au progresat foarte mult alături de noi și asta înseamnă că dacă știi omului ce să-i ceri și stai și îl urmărești și ai răbdarea să-l aduci unde vrei tu, el poate să crească, poate să învețe și îi faci un bine și lui și, bineînțeles, până la urmă și tu ai un beneficiu că ai o construcție ok. Dar pentru asta și eu am avut și încă mai avem foarte multe discuții, foarte multe chestii care nu mă mulțumesc. Îmi ziceai de prețul manoperei, prețul materialelor a tot crescut. Da, e clar că Cât de tare te afectează în momentul în care nu știu, există posibilitatea să precontractezi un imobil din stadiul de la roșu sau nici măcar. da, pot Și spune că noi, din nefericire și pe de altă parte, e un paradox, deci din nefericire, dar și din fericire, nu facem treaba asta. E ok să lucrezi pe banii altora, dar în momentul când iei avansuri din astea, te obligi la niște lucruri care nu știi dacă le poți duce la bun sfârșit. Au crescut enorm, pot spune, prețul terenurilor. Deci, din punctul meu de vedere, terenurile au luat o razna, ceea ce nu este deloc ok. Beneficiarul final, doar dacă pui terenul, fără să pui că a crescut prețul manoperei, fără să pui că a crescut prețul construcției, trebuie să plătească în un apartament de două camere în plus undeva la 6-8 mii de euro. foarte mult. Ceea ce mie personal mi se Foarte mult. pare foarte mult, foarte Foarte. mult, mi se pare și nejustificat, total nejustificat. Adică am ajuns să jucăm poker
pe niște sume incredibile. Pot să vă spun că mi-am cumpărat, eu știu, un teren cu 40 de euro, ceva de genul ăsta, și acum ai 130 de euro la 6 luni. Adică mi-am întrebat, bun, dar ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? S-a modificat nimic, e același. Da, da, bun, sunt 4 blocuri în zonă, blocuri, să vă imaginați un P+1, adică nu vorbim de zgârie nori sau știu ce poți să construiești pe aia. Am făcut calculul omului și am arătat, domnule, uite, dacă îți fac asta și reușesc să vând, sunt norocosul om care își câștigă banii înapoi. Ce facem? 6 luni, da, e da, 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 mi se fabulos. Ritmul în care da. Au crescut foarte da, și asta, asta s-ar putea să conducă la un blocaj, pentru că e clar că în momentul respectiv tu nu mai poți să cumperi terenul decât dacă ești kamikaze. Sau trăiești cu ideea că o să poți să vinzi în Dumbrăvița cu 1500 de euro metru pătrat, 1600 undeva în zone unde nu există asfalt. Ceea ce cred că e cam greu. Pentru că... da. Spre imposibil, având în vedere care sunt prețurile de azi. Acum, prețurile care le zici tu pe metru pătrat sunt în oraș pe blocuri noi. Da, în și oraș, probabil Ișo sau spre eu centru, știu ceva. Da. Proiecte, să da, zicem, în oraș spre centru. Da, 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 spre centru. Zi-mi, te rog frumos, povestește un pic despre finisajele pe care le faceți voi. Mie îmi plac strica și părere personală foarte mult. Se încadrează oamenii în bugetele pe care vă le oferiți? Exact cum vă spuneam, în principiu ce încercăm noi acum să facem, ce am încercat în ultimul timp, este să facem toate apartamentele la cheie, în modul în care ne place nouă. Și asta facem. Nu mai le dăm bugete oamenilor. Un buget la baie poate să varieze foarte mult. Noi folosim obiecte, eu știu, sanitare, să nu iar să spunem nume, nume da? De firmă, foarte, foarte bune calitativ. Da? Dacă îți pui obiecte mult mai ieftine, poți să te înscrii sub buget. Dacă, în schimb, vrei, eu știu, avioane sau lucruri foarte scumpe, poți să te duci peste buget. La fel e și la gresie și la faianță. Noi preferăm să facem absolut tot așa cum ne-am dorit noi să avem și să le predăm la cheie. Pentru că în momentul în care îți vin 10-15 clienți într-o lună, când tu trebuie să finisezi respectivele apartamente, și unul vrea să-și cumpere parchetul gri, altul maro, unul din calea Radului, altul din calea Lipovei, altul din Șagului, altul din ăsta, să-și aducă bucățica aia de gresie și asta, s-a încheiat tot. Nu mai poți să fii productiv, nu mai poți să faci nimic. Deci cu aia îți ocupi absolut tot timpul. Tocmai de aceea, în principiu, promovarea puternică se face în momentul când suntem la cheie. Încercăm să facem în așa fel încât tot timpul să avem ceva la cheie, ca oamenii să nu vină să-și dorească altceva. Știu că ați abordat inclusiv din perspectiva mobilării și utilării, dacă spuneți care n-au... Știu că ați avut imobile pe care le-ați mobilat. Da, da, au fost, e să zicem un extra, e un lucru care l-am făcut doar la cunoștințe și a fost la un moment dat o casă pe care iară ne-am dorit să o ținem și am, cu ajutorul arhitectului, am mobilat-o, am finisat-o. Abordând la modul ăsta, cumpărați voi materiale pentru finisaje, apare un avantaj în momentul în care cumpărați volum și atunci automat de, nu știu, un preț pe care și l-ar un buget pe care îl ai da cumpărătorului, nu s-ar încadra să cumpere nivelul ăla de finisaj, pentru că tu cumpăr în volum, automat ai discount. Da, cu siguranță așa este și aici lucrăm cu aceeași firmă de 7 ani, o firmă de material de construcție. Și cumpărăm volum, avem prețuri preferențiale, îmi place să cred că avem și prețuri bune, acum nu știu în ce măsură. Care ar fi niște prețuri medii pe metru pătrat? Vă referiți la finisaj, la gresie, la faianță? La sau? Finisaj, un imobil finisat cu aproximație, nu știu, un apartament de două camere, unde ar ajunge ca și preț? Ca și investiție? Nu, ca și preț pe metru pătrat, ca și pentru vânzare. Deci ca și vânzare noi avem undeva la 1125 de euro, ceva de genul ăsta, deci 1100-1150, ceea ce eu consider foarte că bine, în momentul de față e un preț foarte bun în piață, iar raportându-ne la ce înseamnă
calitatea finisajelor, a obiectelor sanitare, a încălzirii în pardoseală, a geamurilor și așa mai departe, cred că prețul este foarte, foarte bun. Tocmai de aceea pot spune că și vindem relativ repede imobilele pe care le avem. Nu cred că avem, eu știu, apartamente care să le avem la cheie și să stea mai mult de o lună, două. E un avantaj în momentul în care e la cheie, pentru că foarte mulți dintre clienți nu-și imaginează cum o să arate. Exact. Foarte mulți nu știu ce culori să aleagă. Preferă culorile alese de voi. Sunt frumoase. Da. Preferă culorile alese de voi. Plus de asta, e mult mai simplu. Vine imediat evaluatorul, dacă e vorba de achiziții prin credit. Nu trebuie să aștepte până Exact, finalizate. exact. Adică merge un pic. Foarte mulți, să spunem că nu știu ce înseamnă să-ți construiești ceva. Am avut clienți care mi-au spus: Vlad, te rog mult, hai lasă-ne pe noi să ne facem noi baia, nu-i scazi din preț și nu știu ce. Și a durat baia lor vreo 2 luni să-și o facă. Și au zis: vai, dacă știam, nu se întâmpla așa ceva, reușeam să ne înțelegem și ne-o făceai cum le-ai făcut pe celălalt. Și bineînțeles că nici nu a ieșit cum au ieșit celelalte, nu le-a plăcut până la urmă. Sau clienți care au vrut neapărat să-și cumpere alt lavabil și l-au ales de pe paletar. Și bineînțeles că în momentul când l-au dat pe perete, Nu mai e la fel, da. nu a fost culoarea pe care și-au dorit-o. Exemplele pot continua, dar încă o dată mă bucur că am reușit să trecem peste acest lucru. Și de exemplu acum și dacă vindem un apartament din stadiu de roșu sau de gri, avem libertatea și putem să ne înțelegem cu oamenii în așa fel încât obiectele sanitare să nu fie schimbate, să le dăm, eu știu, 3-4 modele de gresii pe care să le avem la fața locului din care să-și aleagă. Și în așa fel ne scurtăm și noi timpul mort, timpul pierdut și E și suntem mai foarte greu productivi. dacă își alege un model și mai e nevoie de, nu știu, jumătate de metru de Da, gresie. 100%. Am avut exemple din acestea cu parchet, inclusiv noi, eu știu, ne-am făcut un necesar și au crescut suprafețele între timp și am așteptat după doi, eu știu, două boxuri de parchet sau așa, o săptămână, două. Da, și te blochează cumva. Da. Zi-mi, te rog frumos, legat de garanții. Presupun că toate materialele pe care le achiziționați au garanție de Bineînțeles, producător. bineînțeles. Toate materialele pe care le achiziționăm au garanție la producător, respectivele garanții. Noi le strângem și în momentul vânzării, împreună cu procesul verbal de vânzare-cumpărare, împreună cu toate documentele necesare, le predăm la notar noului cumpărător. Ele trec automat în beneficiul lui, deci le are, le poate folosi tot timpul. În rest, ca și execuție, ca și structură, sunt garanțiile legale. Nu oferim alte garanții suplimentare sau ceva de genul acesta, dar pot spune că dacă au existat probleme la clienții noștri, tot timpul ne-am arătat deschiderea, tot timpul dacă s-a întâmplat ceva, am mers cât de repede posibil și am rezolvat. Asta se datorează mult și colaboratorilor mei care Și lucrând de și-au 7 ani dorit. cu același constructor, Da. se foarte simplu. Adică Da, nici da, da, da. și își dau interesul plus asta să acolo, țineți legătura constant, e mult mai ușor să. Da. Pot spune că e clar că și la noi nu merg toate lucrurile cum ar trebui să meargă, adică nu merg lucrurile perfect. Lucrăm cu foarte mulți oameni, există volum mare, se pot omite lucruri, dar avem disponibilitatea de a le repara. Suntem dispuși tot timpul să mergem la fața locului, să vedem ce se întâmplă. Cred că aici nu se poate plânge niciun client de-al nostru și dacă sunt chestii cu probleme, cu siguranță facem orice să le remediem. Sunt convins. Zi-mi, te rog frumos, ai simțit, eu știu, o concurență neloială din partea altor dezvoltatori care declară suprafețe mai mari, includ, în momentul în care comunică suprafața utilă, includ și balconul. Ai simțit cumva că un efect în piața asupra ta, adică te-a afectat în vreun fel genul ăsta de abordare? Și dacă m-a afectat, vă spun cinstit că nu știu, pentru că prefer să nu mă uit stânga-dreapta. E foarte important să-ți vezi de treaba ta. Lucrăm foarte mult și, dacă mă credeți sau nu, nici nu am timp să mă uit pe diverse site-uri de
de imobiliare, să spunem, care până la urmă dau prețul pieței sau așa, prefer să mă uit în grădina mea, să-mi fac treaba mea, ne facem calculul de la început și pe alea mergem. De exemplu, și acum am putea încerca să creștem prețul apartamentelor, dar ne-am propus, Având în asta vedere ne-am, piața de acum. da, dar ne-am propus să vindem imobilul ăsta, ne-am propus să ne-l vindem repede, în așa fel ne menținem prețul și mergem mai departe. E clar că în piață se fac foarte multe lucruri care nu sunt ok. Nu doar, eu știu, de la dezinformarea cu suprafețe, mă refer la folosirea unor produse, la sărirea unor termene, la, eu știu, inclusiv chestii Discutăm. de fier, nu se folosește conform proiectului, adică sunt chestii mult O mai. să discutăm despre toate astea după o scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem imediat. Agenția imobiliară potrivită, găsirea casei tale este o plăcere. Alege Imopuls. E mai ușor împreună. Seara, ne-am întors în studio, avem în continuare alături de noi pe domnul Vlad Bura. Bună seara din nou! Rămăsesem cu discuția la concurența neloială. Da, am povestit noi înainte de a de intra, pauza publicitară, da? Da, în pauză, de faptul că nu ne interesează atât de mult ca și firmă restul, eu știu, constructorilor sau antreprenorilor, fiecare știe bucătăria internă. Încercăm, în schimb, noi să ne facem treaba ok, să respectăm proiectul, inclusiv în ceea ce privește parcări și așa mai departe, să fim cât de exact posibil și să mulțumim clienții noștri. M-aș bucura ca și restul să respecte nu doar proiectele, ci și faptul că trebuie să eventual să contribuie la un drum, să contribuie la niște utilități și nu doar să beneficieze. Vreau să te întreb legat de modul la care îți calculezi bugetele în momentul în care construiești. În momentul în care construiești, ții cont și de eventuale avansuri pe care le primești. Tu ziceai că nu vinzi din start când sunt finisate, deci. Da, în principiu nu mă bazez pe bani eventuali sau.
posibil sau nu. Întrebam pentru că sunt dezvoltatori care o fac și atunci... Nu, noi ne bazăm pe... Cel mult ne bazăm pe vânzări pe care noi mai avem de să le facem. Adică, eu știu, am un bloc la cheie și încep al doilea bloc. Mă bazez că vând blocul la cheie și în așa fel o să-mi continui să-mi construiesc și al doilea bloc. Niciodată nu mă gândesc că o să vină cineva să-mi dea avans, eu știu, 3.000 sau 5.000 de euro și o să pot să continui blocul. E clar că trebuie să mă bazez doar pe ceea ce am. În principiu, până acum, tot timpul am reușit să facem treaba asta și ne-am făcut calcule bune, nu ne-am aruncat deloc. Am mers, să zicem, ponderat și cred că am făcut bine și a fost o alegere bună, că nu ne-am aruncat în mai mult decât ceea ce am făcut. Eu știam, mi-ai zis și tu, le zici și telespectatorilor în prima parte a emisiunii, la bază, ca și meserie, ești avocat. Cât de mult te-a ajutat acest lucru în ceea ce faci? Cred că m-a ajutat foarte mult pentru că, în primul rând, mi-a dat rigoare, adică inclusiv facultatea de drept și tot ce s-a întâmplat înainte m-a învățat să fiu riguros, să fiu strict. Am avut și norocul de a lucra cu o firmă germană timp de 6 ani. Acolo am învățat ce înseamnă proceduri, am învățat ce înseamnă planificare, am înțeles că planificarea înseamnă 80% din lucru, adică dacă tu știi ce ai de făcut și îți programezi ceea ce ai de făcut, cu siguranță o să reușești sau ai șanse mult mai mari să reușești. Revenind la întrebare, m-a ajutat și din punct de vedere juridic, pentru că am avut foarte multe spețe, autorizații de construire, intabulări. Cam tot ceea ce faci ca și antreprenor are legătură cu partea juridică. Și aici cred că stăm foarte bine, în sensul că nu avem lacune din punctul acesta de vedere. Adică construcția noastră este de la A până la Z dusă corect din punct de vedere juridic și asta contează enorm. Adică orice s-ar întâmpla, oricine ar veni să facă o verificare, suntem ok, am respectat proiectul, am respectat pașii, nu sunt avize pe care le omitem sau nu le luăm, eu știu. Pentru că i-ați știut. Cât de greu e pentru cineva care, nu știu, n-are pregătirea ta să facă acest lucru? Adică să ia o autorizație de construire, nu știu, cât de mare e birocrația? Cred că este la fel de greu cum mi-a fost mie, eu știu, să intru în sectorul construcțiilor sau așa. Deci, sau probabil că este puțin mai ușor decât mi-a fost mie, pentru că aici totuși e o chestie mult mai complexă. Dacă treci printr-o avizare, prin două avizări, în principiu începi să le prinzi. Îți dai seama care sunt pașii, reușești să-ți pregătești anterior pașii și îi faci corect. Deci poți spune că dacă îți dorești și dacă ești aplecat și ești interesat de ceea ce faci, reușești să-ți faci o avizare bună. Dar ce e foarte important este ca înainte de a lua terenul, tu să-l fii verificat, tu să fii sigur că pe respectivul teren poți... Sunt un urbanist ca să vezi ce poți să construiești. Poți să faci așa. Da, din păcate, la noi se poate ca în momentul când ai un urbanist să-l ai și să nu poți până la urmă să duci la bun sfârșit respectiv urbanist, dar, într-adevăr, situațiile astea sunt foarte, foarte puține. Cum altfel poți să-l verifici? Adică dacă nu... Corect, da. E cea mai bună variantă. Până la urmă, un act scris te poate duce după aia în instanță și acolo poți să-ți câștigi, să zicem, dreptatea. Dar noi, din fericire, nu am avut, să zicem, speța asta, n-am ajuns niciodată în instanță cu autorizație de construire. Am avut o speță foarte delicată la strada principală, dar până la urmă am reușit să ne punem cu toți vecinii la o masă și să reușim să facem ceva bun și pentru ei și pentru noi, în așa fel încât toată lumea să poată trăi bine în zona respectivă. Cât de ușor e să ții relația cu autoritățile locale, având în vedere că Dumbrăvița are un volum de lucru destul de mare în ceea ce privește construcțiile. Da, volumul lor este enorm de mare. Toată lumea judecă oamenii care lucrează în departamentul de urbanism din Dumbrăvița, pentru că așa suntem noi judecăm foarte ușor, dar nimeni nu vede că ele scot
mai multe autorizații de construire decât, eu știu, alte unități teritoriale care au de 5 ori mai mulți angajați. Orașe mici din țară. Exact. E foarte greu pentru persoanele respective, pentru că au un volum mare și e clar că în momentul când ai un volum mare intervin și erori. Dar pot spune că în cei 7 ani am reușit să învăț să și aștept, am reușit să am șansa și să obțin, eu știu, un act de mai repede. Există acum posibilitatea de a-ți achita taxa de urgență, cel puțin la Dumbrăvița, și poți să obții iar urbanismul sau autorizația de construire mai repede. Deci, din punctul ăsta de vedere, pot spune că autoritatea a încercat într-un fel să ajute, să ajute omul. Caută chiar soluții, dacă, cel puțin. Da, chiar dacă plătește mai mult. Uneori mai iese, alteori nu, dar, dar caută e greu, soluții. E greu și ei trebuie să-și mărească clar capacitatea lor administrativă. Trebuie, din punctul meu de vedere, să angajeze cel puțin 3, dacă nu 5 oameni, ca serviciul de urbanism să meargă corect și toată lumea să fie mulțumită. În felul ăsta, în schimb, va trebui să lucreze enorm oamenii de acolo și clar că și cei beneficiarii va trebui să se obișnuiască cu așteptatul. Zi-mi, te rog frumos, legat de utilități, am vorbit mai devreme că preferi să te ocupi tu de partea asta, din mai multe motive. Întâmpi probleme în momentul în care 100% branșezi? Vă spun că este foarte greu să tragi utilități, adică exact ca și la o autorizație de construire a unui bloc sau a unui imobil. La fel trebuie să faci și la utilități, în proiecte tehnice. Bun, nu mă ocup eu personal de treaba asta, ci avem firme cu care colaborăm, ei conduc absolut toată procedura, dar tu trebuie să o supraveghezi, pentru că de multe ori, dacă lași după oameni în ziua de astăzi, poți să ai deziluzia de a pierde 3-4 luni așa ca nimic. Trebuie să urmărești tot. Tocmai am mai avut discuții și cu alte persoane care construiesc și îmi ziceau că nu își respectă termenele asumate în furnizorii de utilități. Atunci, automat, ți-e foarte greu să-ți faci un calcul. Dacă, nu știu, îți spun că în 30 de zile fac un lucru, păi cumva te bazezi pe ce spun, sau... 100% și trebuie să vă gândiți că, eu știu, gazul sau curentul sunt chestii esențiale, apa, canalul, da? Deci degeaba eu pot să fac un imobil să-l aduc în stadiu de cheie, pentru că dacă nu am gaz, eu nu pot să pun parchetul, am nevoie de gaz cel puțin 3 săptămâni să meargă, să se usuce și apa, ca să putem să punem parchetul. Nu-l punem dacă nu am dat drumul la gaz. Acum avem un bloc, așteptăm gazul săptămâna viitoare, din fericire va veni, e în stadiul ăsta de vreo 3 săptămâni, normal, de mâine puteam să punem parchetul, dar am așteptat gazul, acum vine gazul. Ați fost blocați un pic. Exact. Tocmai despre blocajele astea pe care... Da, sunt lucruri care trebuie să ți le asumi, din păcate, astea sunt costurile pe care noi le avem, cei care construim. Și vă spun că din cauza asta eu tot timpul dau un termen de 2 luni, după cum probabil știi, dau un termen de 2 luni mai mare decât termenul de finalizare, pentru a avea un tampon în cazul în care care nu aparține, care nu, lucruri care nu poți să le controlezi și exact. Atunci nu poți să ți le asumi. Exact. Inclusiv utilități. Zim, nu știu, pentru cineva care ar vrea să se apuce mâine de construit, n-am mai construit, nu știe cum să facă. Cum le-ai recomanda să abordeze partea asta de utilități? Bun, în primul rând e clar că ei trebuie să apeleze la firme, dar la firme acreditate, eu știu, ANRE și așa mai departe, de gaz, și ei i-ar ghida mai departe cu procedura. E singurul mod în care pot să-i ghidez, altfel să se apuce ei să-și facă procedurile. Eu sunt de principiu, dacă ai o problemă juridică trebuie să mergi la avocat, dacă te doare măseaua trebuie să te duci la dentist, nu să cauți pe Google sau să exact vorbești asta vreau cu prietenii. Și eu să zic că îmi place cum vezi lucrurile, adică dacă nu te pricepi un lucru, du-te la un specialist. 100%, asta încă o dată, asta este și un...
este modelul pe care eu l-am luat, de exemplu, în construct, în ceea ce privesc instalațiile electrice, unde chiar nu mă pricep, îi las pe oamenii cu care lucrez să-și facă treaba. Să-și facă treaba. Ei îmi dau garanție, iar noi suntem beneficiarii acelor garanții. Ei, cu siguranță, în momentul în care îmi dau o garanție, își doresc ca lucrarea respectivă să iasă perfect. Deci, un om care să le știe pe toate, eu nu cunosc, nu cred că există. Tocmai de aceea, tot timpul trebuie să apelăm la oameni care asta fac și ei să-și facă treaba. Așa e și cu utilitățile, așa e și cu construcția. Dacă ar vrea cineva să se ocupe, să zicem, de construit, să se apuce acum de construit, i-aș spune să-și aleagă un arhitect bun care poate să-i scoată un urbanist pe respectivul teren, care să poată să-i spună ce poate el să facă pe respectivul teren, să meargă eventual la un consultant, eu știu, financiar, care să mai fi făcut astfel de proiecte și așa mai departe, să lucreze cu oameni care cunosc, care știu cu ce se mănâncă treaba asta, care au mai văzut procedura de câteva ori și atunci cu siguranță poate să aibă succes. Vreau să te întreb cum percep echipele de vânzări ale dezvoltatorilor? Se pare o chestie fair vis-a-vis de client. Știu că tu nu ai o echipă de vânzări, adică te ocupi de chestia asta dacă... Da, împreună cu colaboratorul nostru, noi suntem interfața, să zicem, echipa de vânzare. Nu știu anume la ce te referi. Sunt dezvoltatori, nu știu, nu pot să dau nume, mari care își iau echipe de vânzări. Își fac o firmă și mai comisionează. Am, nu neapărat, ce, unde mi s-a părut mie că este o problemă în momentul în care clientul percepe ca pe o agenție imobiliară, ca pe un om care vrea să-l ajute și, în schimb, e un om plătit de dezvoltator și o să tragă întotdeauna focul la oala lui. Adică da. O să-l ajute pe cel care... Da, ce vă pot spune? N-am cunoscut practici din astea. Că exact cum ți-am spus și înainte. Știu că tu te ocupi, știu. Nu m-am gândit și nu m-am uitat la alții, pentru că calculul e foarte simplu. La noi vine, fie că se vine prin agenție, fie că se vine direct la noi, este același preț. Nu-l umflăm, nu-l scădem, n-avem nicio treabă. Dacă avem o înțelegere cu o agenție, ne-o onorăm. Dacă vin direct, nu avem de ce, nu modificăm prețurile sau așa în funcție de cum bate vântul ca să păcălim pe cineva. Nu cred că asta e ideea. Dacă vrei și îți dorești să faci o treabă pe termen lung. Pentru că toate chestiile astea, până la urmă, se află și nu cred că, nu doar fiindcă se află, dar nu cred că e o chestie fair. Și... Vreau, dacă tot am ajuns în zona asta, vreau să te întreb de experiențele cu agenții. Lucrezi cu toată lumea? Ți-a ales un număr de câteva cu care lucrezi? În principiu noi suntem deschiși. Am lucrat cu destule agenții. Ele s-au triat singure. Deci am rămas în momentul de față, cred că, eu știu, 2-3 agenții ne promovează, nu mai mult. Nu... Pot spune că am avut experiențe ok, n-am avut nicio problemă cu nicio agenție, pentru că noi ne-am respectat mereu ceea ce am promis și dânsii la fel. Am avut inclusiv exclusivitate la un moment dat cu agenție, dar la momentul în care am reușit noi să vindem mai multe apartamente decât respectiva agenție într-un bloc, ne-am dat seama că nu are rost să mergem pe modalitatea asta de lucru. Bun, asta a fost cazul nostru și un caz special atunci. Ei au fost din nou foarte fair și au zis ok, am remarcat ceea ce s-a întâmplat, iar pe respectivele apartamente, chiar dacă avem exclusivitate, nu vi le comisionăm, ceea ce sincer m-a impresionat și asta a făcut iar să menținem o relație foarte bună cu agenția respectivă și să ne mai promoveze și astăzi. Și până la urmă cred că asta dă dovadă și de faptul că... De maturitate, exact, în business, exact, până la urmă. Exact. Îmi place că a ajuns discuția aici. Aseară aveam o discuție cu cineva și nu înțelegeam cum reușesc unii dezvoltatori sau antreprenori, cum îți face ție să zici, să fie mai vizibil și să vândă mai mult decât o agenție. Există cazuri, nu e cazul tău unic, mai știu cazuri. Și n-am înțeles.
din recomandările vechilor clienți. De unde vin? Da, cu siguranță. Acum toți avem la îndemână Facebook, nu? Facebook este probabil cea mai mare platformă, să zicem. De promovare. Da, de promovare. Din punctul meu de vedere. Adică acolo, cred că de acolo au venit cei mai mulți clienți. Avem posibilitatea de a accesa diverse site-uri de imobiliare și, bineînțeles, cum ai spus, avem foarte multe recomandări de la clienți din trecut. Deci, și acum, ultima lună, am avut 3-4 oameni care au venit de la clienții în trecut și au zis, domne, cumpăr de la tine, am fost la omul acasă, e ok, nu mi-a vreau plăcut, să mai caut. Mi-a plăcut, îți mulțumit, am văzut locuința după 3 ani de folosință sau după 2 ani de folosință, e în regulă, exact, deci aș exact, căuta exact. Altceva. Și cred că asta până la urmă este un lucru foarte important. E un lucru foarte important și mă bucură când văd că foști clienți sunt mulțumiți de ceea ce am făcut, pentru că până la urmă asta e și ideea. Banii care să zicem că i-am câștigat și am reinvestit, vin, se duc, dar faptul că n-ai iau un cămin... Mulțumirea pe care o ai în momentul în care treci pe lângă o clădire făcută de tine și vezi că oamenii sunt mulțumiți și te salută când treci pe lângă și îți zâmbesc, da, e o mulțumire. Și aici vă spun că și aici e o treabă și cu oamenii foarte greu să-i mulțumești, pentru că sunt lucruri minuscule care se întâmplă la o construcție, inevitabil, adică nu este o construcție perfectă. Cine crede că poate să-și cumpere sau să-i facă o construcție perfectă, se înșală amarnic. Deci sunt lucruri care se întâmplă și oamenii trebuie să înțeleagă asta. În momentul când cumpără un produs care a fost nou construit, se pot aștepta la chestii de genul, se umflă parchetul, există o fisură mică, nu curge bine apa la WC-ul, chestii care nu se închide foarte bine ușa. Noi folosim niște uși, niște produse foarte bune, uși scumpe și au cheder special. E, până se tocește respectiv, până se bate respectivul cheder, trebuie utilizată de 10, de 15, de 20 de ori. Ea la început nu se închide, după aceea o închis cu un deget. Sunt nemulțumire de genul ăsta, iar după ce unii reacționează frumos și reușești să ai un dialog corect cu ei, alții reacționează, în schimb sunt supărați, sunt mai necăjiți, te cheamă, domnule, ți-ai bătut joc, nu e ok. După ce văd după că nu e așa, își dau seama, le pare rău și na, eu știu, își dau seama că nu, că n-a fost ok nici conduita lor, dar asta se întâmplă, sunt lucruri care se întâmplă și... Știu că o mare parte din Dumbrăvița are canalizarea pe pompe. Da. Cât de mult te afectează? Acest lucru, că nu e... Vă spun problema... Prin cădere sau nu e gravitațională? Păi, ar fi super să fie prin cădere. Din păcate, asta nu se poate în Dumbrăvița, undeva la vreo 70-80% din Dumbrăvița, mai ales cea nouă, 90% are canalizare prin pompare. Noi cumpărăm niște chesoane, de respectiv niște bazine din astea de retenție foarte mari, deoarece pompele pe care le punem se înfundă. De ce se înfundă respectivele pompe? Sunt tot felul de obiecte de uz personal, obiecte, nu vă imaginați ce se poate arunca în canalizare, deci e horror, deci e groaznic. Am deschis capace și am văzut și i-am chemat pe cei de la Aqua Dumbrăvița, am spus, domnule, sunt blocate pompele și am zis, omule, ce să facem? Ce putem face în cazul ăsta? Nu avem ce să facem, e clar, sunt folosite greșit. Drept pentru care noi, cel puțin la blocurile unde am avut probleme, afișăm pe geamul de la intrare, clar, să nu se arunce șervețele umede, obiecte de îngrijire personală și așa mai departe. Am găsit cârpe, am găsit tot fel de lucruri care nu pot fi spuse în direct. Sau... Zi-mi, te rog frumos, toată lumea vorbește de criză. Mie nu mi se pare la cum merge piața chiar că ar veni. O eventuală criză, cât de tare te-ar afecta? Crezi că te-ar afecta? Bun, cu siguranță... Pe toată lumea ar afecta, da. Ne-ar afecta, cu siguranță ne-ar afecta dezvoltarea, să zicem. Dar chestia cu criza, cred că e la un total alt nivel. Adică nu o să vină o criză doar în România. Și nu o să vină o criză doar pe sectorul imobiliar. Da. În momentul în care o să fie, dacă o să fie, o să fie... Da. Per total economie. Da, având în vedere că tu nu te bazezi pe avansuri, te bazezi doar pe bani proprii,
nu e construiești cu bani proprii, nu faci împrumuturi. Efectul pe care l-ar avea ar fi mai singurul, mic decât da, 100%, exista în... 100%, pentru că până la urmă aș rămâne cu niște imobile, niște imobile care le-aș putea închiria sau efectiv le-aș încuia sau eu știu, orice se poate întâmpla, dar cu siguranță oamenii au nevoie să doarmă în continuare undeva, deci nu cred că ar fi o problemă să închiriez un imobil, două, cu câte rămân și asta ar fi. Sper, în schimb, să nu se întâmple treaba asta, sper pentru toată lumea, mi-aș dori ca și creditarea să meargă mai departe, fiindcă vă spun ce se întâmplă, vin foarte mulți oameni în Timișoara și din punctul meu de vedere va veni încă o treime din cât e Timișoara în următorii 3-4 ani, deci va deveni o metropolă. Văzut săptămâna trecută o statistică făcută de Banca Mondială și ziceau că undeva la 200.000 de... Mi s-a părut foarte mult în următorii ani. Să știi că eu cred în asta. Eu cred în asta pentru că se va face un pol foarte... Timișoara va fi un pol foarte important. Este deja altceva decât era Timișoara acum 2 ani. Dacă mergeți să vă plimbați în centru, de exemplu, sau... Bineînțeles, arată european. Străzile pietonale, curat. E foarte multă... Eu mă referam și la ceva, e foarte, foarte multă lume. Asta înseamnă că orașul clar a crescut, că nu s-a întâmplat ca cei care nu mergeau în centru să înceapă să meargă acum. Sau da, ceva de genul ăsta. Deci orașul a crescut enorm ca și locuitori. Și se va extinde cu siguranță. Și ca și investiții foarte mult, ca și spații de birouri. Și de asta vă spun, ar fi un mare păcat să omorâm creditarea acum, pentru că oamenii care vin vor trebui să plătească doar chirii, iar în momentul de față, dacă stai în chirie, da? Sau dacă îți cumperi un imobil, este același lucru din punct de vedere financiar, dacă nu e mai ieftin să-ți cumperi ție imobilul decât să plătești chiria. Da, pentru că în momentul de față, în Dumbrăvița, avem chirii de la două camere, 450 de euro, două camere. Și dacă ți-l cumperi, eu știu, și dai și un avans, poți să plătești 12 milioane sau ceva de genul ăsta, deci mai puțin. Undeva la 300. Clar. Da, clar. Cum vezi tu piața pe următorul an? Eu sper piața să se dezghețe după vara asta. E clar că exact ceea ce vorbeam și înainte de emisiune. Iulie-august, noi știm asta, sunt luni foarte, foarte moarte, pentru că românul este un om foarte comod și pleacă în concediu mai repede decât să-și caute un apartament. Pentru cei care ne urmăresc, pot să le spun că în iulie sau în august, ca un pont, își pot achiziona în principiu apartamente puțin mai ieftin decât în septembrie. Ai o pârghie în negociere, având în vedere că volumul de tranzacționare e mai mic. Exact, dar din păcate mulți nu beneficiază de chestia asta, pentru că preferă să meargă în concediu decât să caute pe căldurile astea un apartament. Cred că piața va pleca din nou în septembrie și până noiembrie se va vinde foarte mult, iar trebuie să ne raportăm la ceea ce spuneai tu înainte, că o să vină 200.000 de oameni în următoarea perioadă, hai să nu vină 200.000, dar 150.000. Eu am citit, am luat de bun ce am citit, dar mi se pare logică cumva. Eu cred în treaba asta. Logici pașii ăștia, pentru că se dezvoltă ca și oraș și partea asta de țară nu ai variante. Exact. Este o variantă foarte ok și știu oameni, de exemplu, avem cunoștință la Constanța sau așa, care au zis, domne, mă gândesc inclusiv să mă mut ori în străinătate, ori la Cluj, ori la Timișoara, adică e... Și Timișoara, locuind în Timișoara, ți-e destul de ușor să ieși în afara țării, ai autostrade. Exact. Dar sunt multe plusuri, până la urmă, cred că trăim o viață mai liniștită decât în alte locuri. Da. Așa e. Îți mulțumesc mult pentru prezență. Timpul nostru s-a terminat. Eu vă doresc o seară plăcută și vă aștept în fiecare luni de la ora 19 la Pulsul Imobiliar de la Sud-Vest TV. O seară bună.